Hello, hello! Bine ați venit pentru etalarea zilei de joi, 3 decembrie. Hai să scoatem un mesaj pentru dragoste, unul pentru sănătate și unul pentru bani, carieră, situație financiară. În dragoste avem aici 4 de monede. Aici e un blocaj energetic din cauza că sunteți îngrijorați de situația materială, fie a partenerului vostru sau a unui posibil partener. Dacă sunteți singuri și discutați de ceva vreme cu o persoană, dar ezitați să treceți mai departe, să acceptați ofertele de dragoste care vin din partea acestei persoane, pentru că vi se pare că nu are o situație materială cum v-ați dori voi să aveți, această carte vă îndeamnă să lăsați aceste griji deoparte, pentru că lucrurile se schimbă, oamenii evoluează și este important să vă uitați la potențialul acestei persoane. Ok, nu e acolo unde v-ați dori să fie, nu are jobul, mașina, casa, salariul care vi l-ați dori să-l aibă partenerul sau partenera voastră, dar își dorește să ajungă acolo unde vă imaginați voi că ar trebui să fie partenerul sau partenera voastră. Face ceva în această direcție. Lucrează la a se îmbunătăți pe sine, lucrează ca să își îmbunătățească situația materială. Dacă da, atunci pare un partener de încredere cu care puteți să construiți ceva împreună. Dacă nu își dorește să facă nimic în direcția asta, ci doar se plânge sau se complace în situația în care e, atunci nu e o persoană cu care să puteți construi ceva împreună. Pentru cei care sunteți deja într-o relație, astăzi e posibil să aveți discuții cu partenerul, partenera de viață, referitoare la situația voastră financiară, la planul vostru financiar pe termen lung, ce vă doriți să obțineți pe termen lung împreună. Poate vreți să vă cumpărați o casă sau o mașină sau vreți să vă faceți o nuntă în viitorul apropiat și aveți nevoie de bani, nu știți cum o să faceți rost de fondurile necesare, azi e o zi bună să vă puneți la masă și să aveți această discuție calmă, echilibrată, cerebrală și să faceți un plan de acțiune. Pe domeniul sănătății avem aici 8-ul de monede, o carte care ne arată că putem să obținem ceea ce ne dorim doar prin muncă, doar prin efort depus constant, zi de zi, fără ezitări. E o carte care vă îndeamnă să mergeți mai departe pe calea care v-ați ales-o, da? Să vă țineți de acea dietă, să vă țineți de sport, să luați tratamentul în fiecare zi, să faceți acele lucruri mărunte, mici, zilnice, care pas cu pas, cărămidă cu cărămidă, construiesc un corp fizic mai bun, mai sănătos, mai robust, mai puternic pentru voi. Hai să vedem în planul material, pe bani, finanțe, job, carieră. Avem aici o carte foarte interesantă care combină în ea energia arcanei majore, luna, cu cea a arcanei minore, 8-ul de cupe. Această carte ne arată că ceva vă este ascuns, nu vi se spun anumite lucruri și e foarte indicat azi la locul de muncă să fiți foarte atenți la mesajele subtile pe care vi le transmit cei din jurul vostru, poate chiar fără să-și dea seama. Atunci când comunicați cu șeful sau șefa voastră pe un anumit subiect, fiți atenți și la mimica, gesturile, mesajele non-verbale și paraverbale pe care vi le trimit, nu doar la cuvintele pe care vi le spun, pentru că aici e ceva ascuns, e ceva care încă nu a ieșit la suprafață. Ascultați-vă instinctul și dacă instinctul vostru vă spune că ceva e putred la mijloc, că ceva nu e ok acolo, îndepărtați-vă de acea situație. Nu vă băgați în lucruri dubioase, nu vă băgați în afaceri dubioase, nu investiți în lucruri care vă promit luna de pe cer pentru că sunt false. Da? Țineți-vă deoparte de genul de investiții care vin cu aceeași energie care a avut-o Caritas în anii 90. Stați departe de
de lucruri dubioase și de oameni dubioși. Bun, și acum hai să scoatem și un mesaj de la aceste carduri de înțelepciune până când o să amestec eu cărțile. Vă rog să-mi lăsați un like, să îmi lăsați în comentarii cum se aplică această energie pentru voi. Dacă nu v-ați abonat încă la canal, ce mai așteptați? E gratis, nu vă costă absolut nimic și veți fi informați când o să pun materiale noi. Și acum hai să vedem cartea pentru ziua de azi. Sunt perfect exact așa cum sunt. Dacă voi aștepta până când voi deveni perfect ca să mă iubesc, îmi voi irosi toată viața. Sunt deja perfect aici și acum. O carte foarte frumoasă care ne aduce aminte să trăim în prezent, să ne bucurăm de fiecare experiență pe care o avem în momentul actual. Da, e bine să ne facem planuri de viitor, e bine să ne amintim lucrurile frumoase din trecut, dar e foarte important să trăim prezentul, să ne bucurăm de el și să ne bucurăm de noi exact așa cum suntem, exact cine suntem azi, aici și acum. Pentru că suntem perfecți. Vă mulțumesc foarte mult că ați stat cu mine până la final. Ne vedem mâine. Pa, pa!